mamă casnică și un bob fermecat de piper. El sare din epocă în epocă, stăpânind timpul cu biciul său fermecat. Doarme cu gânditorul de la Hamangia, ia micul dejun cu Ștefan cel Mare, prânzul cu Traian și Decebal, iar seara e la o serată mondenă cu Alexandru Ioan Cuza, Nemuriciu, călărețul timpului pierdut. Azi, cum stă treaba cu batalia, boierule? Iar îi sparge voievodul Ștefan la naspituri? Victorii, sigură, să nu-mi spui mie aprodul părcii, dacă nu e așa. Păi, da, nu-i greu? Adică, știi, bazezi de spui, ești așa sigur? E greu, dar uite ce mă azezi. Iar, da. Afar din număr, unde clar sunt mai mulți ca noi. Absolut. Pe celelalte linii, pe linii de strategie, pe linii de tactică, pe linii de motivație, suntem nieți peste deși. Nieți. E bătălie de unul solist, ce mai? Păi, nu m-am gândit. Păi că... să te gândești. Ești precis? Să mor tu. În jur de plata. La ce cameră așa de vrâncioaia? La cinci. Eu și copânelul, că l-am plătit. Hai. Și așa, iruit au Ștefan încă o dată. Hai, măria ta, e gata bătălia aceea, că eu am terminat cronica, minic, am foame, aș vrea să plec înainte la chef. Bineînțeles, păi la pășit înainte și la război înapoi, nu-i așa? Dar mi-e foame, ia. Și tu, hatmane, apărare, ce faci? Dormi aici? Nu dorm, măria ta. Da, ce faci? Cred că am fost atacat energetic. Pe mine, trupul mă îndeamnă la luptă, dar mintea mă îndeamnă la soare. Ce faci? Măria ta, mori turci cu flacăra violetă și jale. Ce? Atunci aduceți-mi calul că plec eu la bataie. Nu, Maria, dacă acum turci sunt 20 la 1, nu 10 la 1, ca de obicei. Păi, și dacă n-ai nică, că păresc că te doi deodată. Și cu tine? Nenorocire. Cum ești aruncat în avatar? Turci ne-au atacat psihic. Bătălia e pierdută, Maria ta. Și? Păi nu mai pot. Maria ta, acum ce fac eu? Schimb aici, am cronică. Scriu că am pierdut bătălia. Nu, scrie... Va urma cronicare, că nu las eu lucrurile așa. Ștefan, Ștefan, domn cel mare, să mă fi luminoare. Iaise! Da, și faci voinicii. Da, ce-ți fac? Mă grăbesc ca să fac. În două minute-ți fii la caleașcă. Ești, dacă te grăbești, deci tu-i spigaura cheie. Păi mă uit să văd, să verific dacă era în cuiete și trebuia să o sparg. Stai tu liniștit că o spart-o din mult, Ștefan, văd. Ia zi, gata lupta? Turci l-a atacat pe Maria sa cu flacăra violetă. Trebuie să mergem numai decât la bătălie. Aoleu, poți fi și flacăra olimpică. Pe mine Maria sa m-a chemat la banchet și eu nu plec până nu mă aranjez și mă sulemenesc. Coană, nu înțelegi că dacă nu mergem n-a să fie nicio victorie și n-a să fie niciun banchet? Dacă nu o să fie niciun banchet, o încurcat-o turșii cu mine. Eu n-am venit de la Focșani ca să-mi cânt ei mie. Mai la hi, mai la hu, mai la ha, ha. Ai înțeles? Păi, comisi, Ștefan, nu te mai plimba atâta că mai obose de cap. Iertăciune, măria ta, dar m-o ars turșii cu flacăra violet și nu mi-au trecut iertăciune. Măria ta, bine că l-o ardi din spate când fugea, că dacă l-ar dea din față aveam și râdea acum. Gata cu clizeala. Hatmane apărării, de ce au fost așa de mulți turști data asta? 20 la 1, dar și cote din pariu aici. Iertare, măria ta. Am gândit că are să-i bați iarăși cum ai bătut la podul înalt și am gândit că dacă sunt mai mulți turci, are să fie mai multă pradă de război. Ne-am lăcomit, iertare. Sigur, păi te-ai gândit că unii zbate, unul se mai pot uita și, nu? Bravo! Maria ta, eu cred că asta a fost excepția care confirmă regula. Păi, regula era că-i bat eu pe tăți și excepția este că ați pierdut voi urechi. Păi, iertășiune, Maria ta, din întârziere, dar vrânșoaia-i divină. Hai, sunteți gata, trebuie cu uite purșeii, slumeniți la cuptior să nu se arde. Poate ți-arde o ție vreo două afropurici. Nu vezi că vodă-i supărat că ne-au bătut turcii și nici nu se mai ține banchetul? Ce? Nu se mai ține banchetul! Vodă? Bătut de turci? Da. Nu se poate. Nu se poate. Simbolul Moldovei. Dar ce zic eu al Moldovei? Al Europii? Dar ce zic eu al Europii, al lumii întregi? Nu se poate. Deci nu cred. Nu-i adevărat. E adevărat, purici. Lasă gargara. Stai jos. Nu se poate. Eu tot nu cred. Ia-i cronica. Nu uite-și. O coborâi de pe ideal.
comisul Manole Zder cu pedește. Bă, dar ești greșeală, bă. Băi, de ce n-am fost eu acolo, bă? Unii n-am fost eu acolo odată, bă, și uite ce se întâmplă. Poliție, după război, mulți viteși să arată. Nu, pe bune, Maria ta, din lui băteam, de-l suna apa în cap. Cum se cobori, băi, pe dealul ăi cu... V-am spus, dar aveam un chef de bataie. Da, da. O, apropo de chef. Orice față face vrâncioaie, mă gândesc așa. Ce? Unii și până asta. Dar n-ai lăsat-o acolo la Han cu turșii și ea pe cap? Ba, acolo am lăsat. Ce? Atunci, viteși, picai să mergem să salvăm pe vrâncioaie de mâinile dușmanului. Iertare, Maria ta, scade plășintele, poftiți din bucați o leacă, că toți fi flămânzi, avem și sarmalii și... Lași din gură, Măriucă! Vrâncioaia în ghearele turcilor și voi vreți să stăm la masă? Nistorie, stai așa, băi, nu, potolește-te, că uite ce fată frumoasă avem noi aici, băi. Dar lasă vrâncioaia cum o așteptat ea până acum, poate mai aștept o leacă. Că bărbația nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine se liberește. Salom! Salată băf, bun? Musaca dovlecel. Bun. Ouă umplute. Foarte bun. Jumar de burc. De cum? De burc? Cum într-o zruși? Vai de mine, dar nici gând de porc, îs de gâscă. Am scris-o de porc ca să le iau banii la moldoveni. Îi ofertam pentru balul lui Ștefan. Măi, adică tu vrut să faci aici petrecere pentru moldovian? Vai de mine, dar nici gând. Eu eram sigur că dumneavoastră ați câștigați batalia. Auzi, nu mai bine mă duc să pregătesc masa. Pun șăta că mor sau și dumneavoastră mâncați tot cu mână. Lumele sfântă! Am prins gheaur! Fugi mă de aici! Am prins capitan asta! Gheaur de la armată moldovinească! Ori mai prins-o pe mine, băi! Am venit singur, băi, halva! Halva eu! Lumele sfântă, eu tai cap lui el! Stop! Ușurel, Selimbei, că nu dau moldovenii. Nu. Poate spune asta, capitan? Unde este Ștefan cel Mare? Eu la Ștefan vreau să tai ca așa. De ce e o nebunit Maria sa, vă chemați pe voi la chef, ei? Măi, gheaurule, taci de gură, măi! Nu înțelegi că Ștefan cel Mare ai pierdut? Nu e, ai câștigat! Cum? O pierdut Ștefan bătălia? Și adică eu am venit toată noaptea ca prostul de la Cotar cu toaiele de zin până aici și nu o să mai faci petrecere? Eu și fac cu vinul acum, măi! Ștefan, Ștefan, da! Cel mare, să mă-n fi luminoare. Da, și vă uitați așa, dragă. N-ați mai văzut videti? Unde-i văd? Și cu ăștia îmbrăcați așa, ai bă, mascat? Că te-ntași de gură! Nu se rușine! Îngenunchi cădând în fața sultanului! Ai de grijă, jupâneasă, că ăștia au scos câștigat în bătălia. Și ai? L-ați bătut pe Ștefan jos pe caz mie, chefă? Eu și mă fac! Mă iertați că vă deranjez. Vreau să văd dacă vă place curcanul ăsta. Tocmai l-am scos din cuptor. Gustați, lumâne. Lumâne, ziua, nu pune mâna. Unde ai mai văzut tu, măi, hașiule? Curcan cu bătru mișoare și codiță. Asta este burșel. Ați stat, cum să fie burșel? Uite capul curcanului. Dacă nu era tăiat, jura el că este curcan. Adică, mai hanjiu, tu spui că aici crește curcan cu bătru mișoare? Da. Așa-i la noi în Moldova, jur că așa-i. Uite, am o câteva zâle la Focșani, o găină, o născut pui vii pe care hrănești cu lapte. Da, pe la noi și cucoșul moldovinesc are patru pișoare. De ce, băi? Ca să alergi găina mai repede, să-i mai facă niște pui vii. Așa-i la noi în Moldova, na. Ai, dar gustoase bucate. Strașnică femeia ai, comisișder. Mulțumim, Maria ta. Dar a cui nevastă ești tu, Mariucă? Al lui Nistor, al lui Manole sau al lui Ionuț? Să-ți povestesc, Maria ta. De la tata m-a șerut Nistor. Dar la Lugud n-a venit Manole, că pe Nistor și pe Ionuț i-a chemat la oastic. Când a fost cu unii, au venit Ionuț, că Manole și cu Nistor fugăreau tătari cu Maria ta. Și când a fost nunta, Manole și cu Ionuț erau la Hotin. Hotin! Așa. E și greu de ținut minte, nu? Lasă că am notat eu. Deci, ești logodită cu Manole,
ești cununată cu Ionuț și ești măritată cu Nistor. E simplu. Hai, liniște! Băi, acum îmi dau eu seama unde a ajuns săraca țara Moldovia asta. Băi, din cauza războaielor mele, moldovenii își pierd viața personală, băi. Las că li se place, las că li se place. Și apropo de viața personală, în istorie nu se intră cu vețile personale. Da, și purișii. Ureche, voi câți frați sunteți? 7, măria ta. Și câte neveste aveți? 3, măria ta. Dar cam prea multe. 2 ne ajungeau până pistica. Catele mele. Voi, purișii? Noi suntem 4 unități. Și câte neveste aveți? 4. Păi așa mai merge, băi. Merge pe dracu, Marieta. Doar purișii are 3 surori. Mai tare, internață. Atunci ia fiată. Și fac eu. Ureche, ia cronica și scrie acolo. Io, Ștefan Voievod. Voievod. Hotărăsc 2 puncte. Păi, 2 puncte se desenează, nu se scrie. Hai, lasă că știu eu. Zăi mai departe, Marieta. De azi înainte... Nu voi o mai chema lumea la oaste. Oaste. Nu voi o mai purta război. Voi. Și nu voi o mai pune mâna pe armă. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Am zis. Măria ta, știi cât de mult te admir ca strateg. Da. Și ideea asta, să nu mai pui mâna pe armă, mi se pare genială. Dar eu zic să te mai gândești. Chiar așa, măria ta? Dar eu sunt hatmanul apărării. Pe mine unii mă pui acum la învățământ, la sănătate. Ce fac? Ureche, trimite carte la toate împărățeile din apus. La papă, la Viena, la Paris. Paris! Spune-le tuturor că de azi încolo vodă, nu mai faci războaie. Băie! Ureghine! De ce? Dacă nu faci războaie, pierzi locul de onoare la mari români. Și gândește-te la sarmanul ăsta de Mihai Tatulici. Ce faci dânsul? Și dacă nu faci mănăstiri, nu te mai faci sfânt. Ce faci cu istoria? Băi, purici. Unde o pui? Ia, de istorie nu ne-e frică, băi. Ia, de mama mea mi-e frică, băi. Dacă află mama și am făcut eu, atunci de-abia pierd tot, mă. Păi atunci mama. Să afli. Uite, măria ta. Pui rămășa că nu te ții, că mama lui Matale nu te lasă să te faci Ștefan cel Mic. Și? Purici, măsoară-ți vorbile să nu-ți măsori o grumază cu saghea. Băi, uite, mă prind la rămășagă. S-o le acum îți dirapoi. Da, fii atent. Că dacă pierzi rămășagul, unii îți șăt chiciarele acolo să stie capul. Așa. Ai înțeles? Taie. Taie ureche. Taie ureche. Taie, băi, ureche! Apare, băi, ureche! Asta că știu eu unde trebuie să tai. Așa. Eu fără cap am ce faci. Pierdut. Ce faci? Ureta, moarți turcii cu flacăra violetă și jale. Deci... Ești logodită cu Manole, ești cununată cu Ionuț și ești măritată cu Nistor. Nu vezi că vodă-i supărat că ne-au bătut turcii și nici nu se mai ține banchetul? Nu voi o mai purta război. Voi. Și nu voi o mai pune mâna pe armă. Ce faci cu istoria? Păi, ia, de istorie nu ne-e frică, băi. Ia, de mama mea mi-e frică, băi. Câine pe bună, indiană, doamne. O adus o fachiru și ăla de-o venit săptămâna trecută cu șarpile și ăla cu chitonul. Cu pitonul, tu, cu chitonul. Pitonul care e un ghițăbac care reșoaie. Așa mai râs. Mare mascara a jos papirul și ăla. Fachiru, nu papiru. Ei, dar ce coș acolo, în acest goblin este vorba despre o stâncă neagră dintr-un vechi castel. Unde curge în vale un râu mititel și tânăra domniță lânge și sughiță. Că la bătălie soțul ei iubit, știu? Tu, dar nu la bătălie de pierdem noi bărbații, ci la chefurile de după bătălie. Da, și dacă n-ar mai fi bătălie, n-ar mai fi chef. Da, hramurile, da, cumetriile, mazilirile, pensionările, scăunările. A, dacă n-ar mai fi, s-ar reduce chefurile cu până la 50%, tu, Mărie. Și-i mult, doamnă. E jumătate cu ochilă. Cerim iertare, măriilor voastre, avem vești despre vodă. Urechii, tu scrii, eu vorbesc. Măria ta
E grav pentru țară. Dar ce zic eu pentru țară? Pentru Europa? Pentru istorie? Pentru turismul românesc? Practic, pentru situația universală și globală a lumii. Este ceva de neimaginat. Ștefan! Doamnă, nea știți că nu-mi plac vorbele mari, dar practic, soarta țării este în mânurile dumneavoastră. Ce râdeți așa? Mă scuzați, e nima câine până a... Da, și ce s-a întâmplat? Turcilor! Cric! Luat-a ca primăria sacul, flacăra violet și-a trecut la mișcarea Flower Power și nu mai vrea să lupt. Ce? Ștefan nu mai luptă? Vine acasă, Ștefan, vine acasă? Mai mult decât atât. O, dar voi, turcilor, să facă Moldova moluri și băieți. Ce pot eu să fac? Să-i faceți, practic, un șoc psihologic, să-l trimiteți să se întoarne la bataie, că altfel îți face Ștefan cel mic. Eu sunt trimit colchilă la bătaie? Ia ieșiți voi afară de aici, hai ureche, hai! Ia afară! 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 Ieși afară! Degeaba, băi. Nu o mai ține la vânătoare. Ascultați-mă pe mine. Iubiți-vă, băi. Faceți copii și iughiți-vă pe săbii, nu mai faceți război. Măria ta, ui și faini cerbul cela. N-ar merge bine la proțapă. Lasă-mă în pace, băi. Am zis și nu mă mai tenta atâta. Nu mai pui mâna pe nici o armă. Și apoi, ce trebuie mie șerbul și ăla când... Păi căprioară frumoasă e am aici. Măria ta, mă faci să mă șasc. E o căprioară. Dar și ești de aris șerbi. Da, da, dar cum mai sta mult măria sa pe aici, o să vezi țara Moldovei plină de șderi cu coarni. Măria ta, dar uite ce fain e urechila asta. Măriu, că ea trece și pune de-o friptură, hai. Nistorii, ce-ai făcut, bă? Ești un cremenal, mă. Urechila asta putea să fie bucuria oricărui copil care ar fi trecut pe aici din întâmplare. Da, criminalule, dacă era iepurașul lui Moș Crăciun. Și vine să plângă acum. Hai, dar ce să zic, când ți-am adus blanuri de zibilină și de vizor, nu plângeai. Acum, repede, una, două, plângi. Da, ce să zic, să știi și măria asta, cum tai tu găinile cu mâinile tale. Bine, bă, nu vă mai certați atâta. Eu nu mai scurtez oricum de cap pe nimenea și niciodată nu mai scurtez de cap. Și nici război și mâna pe armă nu mai pun. Și, măriucă, ce-i zice tu să... Ne dezbracăm de hainile astea de blană, a? Aici, măria ta, sau din seară la conac? Ține-mă, că simt că devin republican. Uite, urgent, acum devin republican. Ține-mă! Măria ta! Veste de la Cetatea Neamțului. Mama Măriei tale are să-ți spui ceva. Mama? Ștefan, domn cel mare, seamăn pe lume nu are, decât numai mândru soare, decât numai mândru soare. Da și fașei, păgâne, dacă după două zile de chef dormi, nu te mai du la război, du-te acasă, e unucule. Luminația ta! Asta, hai să șerim nota de la Hanjiu. Poate mergem și noi acasă, mai că nu mai pot. Ce notă e halva, mai vrei să ceri de la Hanjiu? Dar unde crezi tu aici, măi? Aici ești în Moldova, cheful ține 7 zile. 7 zile? Da, cine pleacă înainte de la chef, chiar de bătălia la masa verde. Vrei să chiar la masa verde, măi? Hanjiule, mai adu ulcică, măi. Hai da. Hai, ultima comandă, că e vineri seara și trebuie să închid, că mâine-i sabatul, e. Dacă e ultima comandă, ia-i atunșica de aici și te-ntoarci și cu un poloboc. A, și cu încă 3 porci pentru noi și un berbeș și pentru dânșă. Așa, hai, du-te, dai drumul și stai. N-ar fi bine să mai dormim și noi, busin, mai... Mai voi, la distraba, dar să nu vă așteaptă nimeni la casă, pe voi, mai... Ce vorbești, băi? Așa trebuie să nimeni. Dacă ai vrut să cucerești Moldova, așa trebuie. Acum stai și joacă aici, băi. Apropo, jupuneasă, dar noi nu cântăm nimnică? E, nu cântăm. Hai! Trandafiri de la Moldova, te-aș iubi, nu știu vorba.
ajuns. Să nu faci zgomot. Nu cumva să prindă mama și s-a întâmplat, înțeles? Voi vă dați drept turcii care mă urmăresc pe mine. Am înțeles, Maria, da. Am înțeles. Orologiu sună noaptea jumătate. La castelul în poartă, oare cine bate? Eu mi-e dragă, mumă, fiul tău iubit. Eu și de la oaste mă-ntorc rănit. Dar deschideți poarta, turșii mă-nconjor. Îndutură-ne și rănile mă dor. Ce spui tu, străine? Ștefan-i departe. Mâna sa luptă, mine morți în parte. Măi, mamă, sunt eu Ștefan, fiul tău. Deci tu acela nu sunt mamă eu. Tu de la oștire, pentru țară mor. Și-ți va fi mormântul coronat cu flori. Băi, mamă, tu nu înțelegi că-s eu Ștefan, fiul tău. Dar deschide-o dată poarta că pierd rămășagul. Băi, tu nu înțelegi. Băi, deci tu acela nu sunt mumă eu. Tu de la oștire, pentru țară mori. Și-ți va fi mormântul coronat cu flori. Noapte bună, noapte bună. Na, că nu deschide. Am chiar dus rămășagul. Și de făcut acum? Am o idee. Haide la Vrânșoaia. Dar unii, Maria ta, că doar Vrânșoaia e prizonierul la turși de o stamână. Și face! Oi, băi, chiar războiul l-am pierdut. Rămășagul l-am pierdut până aici. Gata! Hatmanii, cheamă răzășii! Răzăși! Răzăși! Unii purici ai stat? Nu-i purici, Maria ta, purici nu-i! Purici. Nu-i purici! Dar cine a zis că produc purici nu-i lângă voievodul său când țara e răstriște? Maria ta, sabia! Dă sabia! Și în momentul ăsta, voinicilor, să mergem să luăm înapoi și al nostru! La luptă! Dar mult ce mai trebuie, Ștefane, să ajungi! De o săptămână li-ți împiept turșilor istora singură! Ehe, lasă, jupânează, că ai avut cuci. Ei, otomanilor, ca să vedeți și voi cât e de bun vodă, vă las să plecați acasă. Azi nu se poate, nu se poate, deoarece n-au achitat încă nota de plată și iau, uite ce notă lungă de plată au. Ei, lasă, jupânhanșu, fă și dumneata o pomană, că o să te pomenească și urechi în cronică. Măi, hânjiule, măi, dar nu ai spus că nu faci notă de plată că-i sabat? Am făcut-o pe hârtie moldovinească. Asta nu ține sabat. Această ocazie trebuie să o folosim, să-i mulțumim lui Dumnezeu și mamii mele. Fără de care nu știu și m-aș fi făcut. Și săraca, eu zic și ceva atunci la cetate la poartă, dar nu mai ți-o minte și... Să-mi omitem. Să-mi omitem. Deci... Deci tu acela nu sunt mamă eu. Tu de la oștire pentru țară mori și-ți va fi mormântul coronat cu flori. Noapte bună, uai! Noapte bună! Și? Dar de unde știi tu asta, purici? Că doar n-ai fost acolo. De la Bolintineanu, Măriata. Da, sigur! De la Bolintineanu, Măriata! De la Bolintineanu! Dar ce șucubăți ești tu, purici? El a fost, Măriata! Ce? El cu voce prefăcută ca mamii mării tale. Dar norocuțul meu că n-am scris nimic ca în cronică despre asta și-o rămâne.